Vocea Basarabiei, Valentina Ursu, suntem aici la Cojușna, localitate din raionul Streșeni, în incinta uneia din cele două grădinițe pe care le are comunitatea. Doamna directoare, să ne povestiți cum s-au schimbat condițiile pentru picii de aici, din Cojușna, în această instituție preșcolară. Eu vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate. Vrem să suntem mândri că copilașii noștri frecventează această instituție și au toate condițiile care au nevoie, copiii merită. Sunt cei care vor fi viitorul și sunt prezentul nostru și merită tot ce e mai bun. Momentan avem condiții foarte bune. Dar cine v-a ajutat să renovați această grădiniță? Prin implicarea domnului primar Igor Crăciun, a fost inițiatorul de apel al proiectului, aplicând la proiect, și pe această cale vreau să-i mulțumesc, iată cu mulțumiri, ne susține, ne încurajează și sprijină copilașii în educație. Sunt copii suficienți ca să completeze toate locurile aici? De obicei se mai plânge lumea că nu le ajung copii, dar noi suntem cei fericiți care avem foarte multe cereri și chiar încercăm să le oferim părinților oportunitatea de a merge la serviciu și de a încadra copiii de la o vârstă fragedă, chiar începând cu un an și 5 luni, de la grupa creșterii. Dar asta înseamnă că mai sunt copii care așteaptă un loc aici la grădiniță? Sunt copii. Sunt două grădinițe, am zis la început. Sunt copii, să avem cereri care deja chiar din mai mici de un anișor încerc să pună cereri ca să reușească să fie încadrați în instituție și avem chiar un număr mare de cereri din partea părinților. Mulțumiți sunt cu părinții pentru aceste condiții, pentru că astăzi știți cum cerințele sunt mari și unele mămici, tătici încearcă să-și ducă odraslele la instituții private. Eu vreau să spun că la instituțiile noastre de stat se oferă servicii de calitate, pentru că avem acele documente de politică educațională după care ne ghidăm și oferim copiilor și părinților acea încredere că copilașii își fac, sunt încadrați în instituție și au servicii de educație de calitate. Ce pot spun? Recent chiar am avut solicitări și de la instituțiile private, s-au încadrat copii care au frecventat grădinițele private și au revenit la noi, la instituțiile de stat. Mm-hmm. Și e o diferență mare inclusiv în taxa care se achită. Da, dar vreau să spun și ne lăudăm că condițiile sunt și la noi la stat foarte bune și cel puțin ultima perioadă se concentrează și statul și pe instituțiile preșcolare și le oferă copiilor condiții bune de a-și face studiile și educație. Și dacă sunt copii suficienți, asta înseamnă că tinerii nu mai pleacă de aici, din mediul rural. Pentru că din discuție cu domnul primar am aflat că practic fiecare al doilea cetățean este plecat peste hotare. Eu vreau să vă spun că din practica mea sau din auzitele mele, o mare parte de oameni care se întorc înapoi, fie în vacanță, de peste hotare, se întorc în vacanță sau în vizite, rămân foarte surprinși de schimbările care se produc la noi în sat, în țară, și chiar au tendințe de a se întoarce înapoi, de a-și vedea un viitor aici la noi în țară. Dar sunteți tânără, v-ați gândit vreodată, a fost această tentație că, uite, au plecat atâția semeni de-ai mei, de ce să nu merg și eu într-o țară din Occident? Am avut și eu o tendință, sau zic așa, o perioadă de trecere când am avut ocazia să merg peste hotarele țării, nu mult timp, am avut stat 5 luni, apoi 2 luni, dar vreau să spun că la noi în țară, oameni frumoși, cu suflet, cu drag de țară, cu drag de tradiții, și de aceea m-am întors înapoi cu certitudinea că la noi în țară este bine și oamenii sunt mai valoroși decât... Și totuși un milion de cetățeni ai Republicii Moldova sunt acolo, peste hotare. Și mulți dintre ei s-au integrat, chiar s-au stabilit acolo cu traiul și am înțeles că nici prin gând să le treacă să revină aici acasă. Eu sper și cred că o mare parte din ei se vor întoarce înapoi în țara noastră, pentru că au la ce se întoarce și să se prevăd sau să văd trai bun și la noi în țară. Dar cum ați descrie dumneavoastră această insistență
cu care vin autoritățile și nu doar autoritățile, că trebuie să aducem Europa la noi acasă. Cum vedeți dumneavoastră drumul ăsta să fie parcurs de țară ca să ajungă să fie membra UE? Eu spun că cel puțin sunt, eu personal sunt mulțumită de ceea ce se oferă acum la noi în țară și spun că cine nu vrea, acela nu găsește un loc ușor de muncă sau în condiții și cine nu-și dorește asta. Dar cel care își doresc depune eforturi și își găsesc la noi în țară și locuri de muncă și tot ceea ce se satisfacă necesitățile pentru un trai și o viață bună. Bine, dar necesitățile ar fi și mari, pentru că inclusiv când discut cu semeni de dumneavoastră, îi spun că le trebuie salarii mari și bune. Ce înseamnă un salariu bun pentru un tânăr în Republica Moldova? Nu știu, să dau o sumă sau un salariu. Da, să spuneți și o cifră. Cel puțin eu cred că ca să fie ambii membri din casă să fie un salariu cu 10.000, 20.000, așa, după, depinde de fiecare ce necesități are sau ce așteptări are sau ce standarde are. Da, hai să vorbim despre standardele pe care vi le propuneți dumneavoastră. 10.000 să fie la fiecărui membru din familie, dacă sunt prea puțin să tenem găsit aici la Cojușna care ar fi vorbit, iată, exact în același limbaj ca și dumneavoastră. Îi spuneau că cel puțin 20.000 ar trebui unei persoane. Iarăși vă spun, depinde de necesitățile fiecare, care își dorește o mașină mai luxoasă sau condiții asta, adică condițiile, ca să avem condiții bune, eu așa cred eu că cel puțin 10.000 trebuie să aibă fiecare membru. E pregătită Republica Moldova să facă acest pas hotărât de a ajunge țară membru? Eu am încredere, sunt, cum spuneți dumneavoastră, așa tânără și am încredere în Republica Moldova. Noi suntem cei care trebuie să schimbe lucrurile însăși de la noi. Trebuie să avem încredere și să credem în asta că Republica Moldova poate să fie o țară membră UE și să fie cu standardele europene. Și eu cred și nu sper, dar cred că poate să fie. Dar în opinia dumneavoastră, ce schimbări mai trebuie făcute? Ce schimbări trebuie? Poate de oferit locuri de muncă și salariile un pic majorate ca să-și permită fiecare să ducă un trai decent. Pensiile, chiar am părinții în vârstă și un pic e dureros aici pentru că ei au nevoie și de medicamente și dacă au copii aproape și îmi ajut și sunt și sprijină în sprijinul în ăsta, e bine, dar dacă singurii e foarte greu cu pensia minimă care o au să se descurce. Dar tinerii cred că au sănătate, pot să discute foarte bine. Și iată, iarăși, ce mai observ aici în mediul rural? Că mulți insistă pe nevoia îmbunătățirii infrastructurii, că aveți nevoie de apeduct, că aveți nevoie de sanitație, că sunt costisitoare aceste proiecte, dar prea puțin vorbesc despre investițiile în cultură, în educație. Cum s-ar explica acest lucru? Să spun că la noi în Cojușna se investește în cultură și în educație. Poate undeva la nivel național. Slabe, la nivel național ar fi trebuit, da, să poate cumva s-a uitat sau s-a lăsat lucrurile și știinii de educație, cultură. Dar totuși suntem, zic la un capitol, suntem bine și aici. Ce vă doriți cel mai mult acum? Ce doresc pentru toată lumea să fie, în primul rând, să fie sănătate și pace. Și eu cred că lucrurile se pot mișca și se pot schimba spre bine dacă îți dorești și tot începi de la tine, nu să aștepți ca să dai vina pe cineva, să încerci cumva să găsești pe cineva vinovat, încearcă să faci tu ceva pentru societate ca să primească lucrurile și să pornească lucrurile spre bine. Dar în cercul dumneavoastră de cunoștințe despre războiul din vecinătatea Republicii Moldova se discută? S-a obișnuit chiar lumea cu această stare? Noi chiar avem aici un centru de refugiați alături de instituția noastră. Avem un centru deschis în instituția noastră, în care este un centru spre susținerea copiilor refugiați din Republica Moldova. Cu sprijinul ne-a dotat foarte mult, cu multe jucării, cu multe cărți, cu foarte multe lucruri, că noi am spus de mult la noi în grădiniță, nu s-a dus atâtea jucării. Ceea ce este foarte bine, încercăm să-i sprijinim și să le acordăm și chiar avem unele mămici care vin, să zic așa, deprimate și le oferim și acel suport psihologic și copiilor și avem copii integrați în grădiniță, refugiați și încercăm cumva și eu zic că
să nu dea Domnul la nimeni să trag prin ce aici trec eu. Dar ce vă zic aceste mămici? Sunt situații diferite, adică sunt mămici care pot să ne vorbească și spun, chiar vin, au venit mămici cu lacrimi în ochi și spun că se întoarce înapoi în țară, în Ucraina, dar nu știe ce îi așteaptă și dacă mai revin înapoi sau stau acolo, adică cumva au o nesiguranță. Da, în 1992 s-a vărsat sânge și la Nistru. Iată, problema aceasta transnistriană se crede că ar fi o piedică în calea acestui parcurs european. Cunoașteți ce se întâmplă în stânga Nistrului? Momentan nu prea știu ce se întâmplă acolo, dar cred că este, nu știu dacă este un impediment ca țara noastră să meargă. Eu cred totuși este ceva acolo la nivel. Dar credeți că e ușor să fie rezolvat această problemă? Nu cred că e ușor. Nu cred că e ușor, că acolo sunt acolo, să vorbesc așa, niște rădăcini care nu e atât de greu să le scoți și să le poți mișca, să muți planta dintr-un loc în celălalt. Și cu ce asemănați Republica Moldova? Cu ce o comparați? Cu ce să o compar cu Republica Moldova? O țară minune. Noi am spus că, fratele meu mai de mult mi-a spus că a fost numită țara fericiților. Eu totuși vreau să mențin această denumire cu o țară a oamenilor fericiți, care știu să dăruiască, știu să primească dragoste, atenție și stimă reciprocă, ceea ce ne deosebește față de ceilalți. Dar știți că se fac anumite topuri și ale statelor unde cetățenii se consideră fericiți și Republica Moldova e cam la coadă. Eu țin să optez pentru asta, că totuși suntem un popor frumos și fericit. Dar ce înseamnă noțiunea aceasta de fericire? Cum o explicați? Eu, de exemplu, fiind plecată peste hotare, am văzut oamenii nu atât de uniți, nu atât de să-și păstreze tradiția. Când m-am întors în țară, mergând la o concert, la o emisiune, sunt foarte legătura asta între oameni, unirea asta a oamenilor, o văd mai aprinsă, mai legată, mai... Chiar dacă se zice că e dezbinare în societate, că e pronunțată această divizare în societate. Poate eu sunt mai văd lucrurile un pic altfel, dar totuși eu spun că nu ne pe noi ne deosebește ca oameni faptul că încă mai suntem uniți, încă mai păstrăm tradiții, încă mai păstrăm acele culturi, ceea ce ne diferențiază de alte state. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Încă o dată să vă prezentați. Iulia Bonta, director grădinița numărul 2 Floricica. Succese mare în continuare, o zi frumoasă să aveți! Mulțumim asemenea de asta, mă bucur că ați fost aici!